Mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările Lui și pentru onoarea care ne-o dă să-i servim, deși nu are nevoie de noi. M-am întâlnit cu foarte mulți cunoscuți și mi-a făcut plăcere foarte mare. Mulțumesc, frate Câmpeanu, pentru rugăciunea minunată. Și noi credem că Domnul răspunde la rugăciuni și că prezența Lui este aici. Aș vrea să continuăm, dânsul a zis să menționez titlul, ce am început la prânz la 11 și nu am terminat. Și dacă vă amintiți, să sumarizez așa repede, am spus că ucenicii s-au strâns în camera de sus și au făcut ce anume? Câteva lucruri. Vă mai amintiți cine are memorie bună? Să vedem dacă treceți examenul. S-au umilit, s-au pocăit. Dacă poporul meu care este chemat cu numele meu se va umili, se va întoarce la căilor rele, se vor ruga. Vă amintiți? S-au rugat, au repetat învățăturile lui Iisus și profețiile. Vă amintiți? Au primit Duhul Sfânt care le-a iluminat mintea și au înțeles că de fapt Iisus era Mesia și că El era Dumnezeu adevărat. Și punctul următor care e foarte important, au înțeles crucea. M-ați înțeles? Au procesat. Li s-a deschis mintea să înțeleagă că Dumnezeu Universului a murit, Dumnezeu a murit pentru ei. Și spune acolo Sroait, punctul următor în Cartea Faptelor Apostolilor, că atât de mult au fost copleșiți când au înțeles că Dumnezeu a murit pentru ei, că următorul punct au fost gata să se sacrifice pe ei să moară pentru Domnul. Și apoi spune dânsa, aceia care nu sunt gata să se sacrifice pentru Dumnezeu, încă n-au înțeles crucea, n-au înțeles calvarul, n-au înțeles Golgota. Continuăm de acolo. O să trec peste câteva slides care noi deja le-am menționat. Deci, de exemplu, ăsta spune că au ascultat de porunca lui Dumnezeu să nu plece, ci să rămână în cetate să se roage până primesc Duhul Sfânt. Acum e foarte interesant. Ce prin darul Duhului Sfânt trebuia să primească putere extraordinară. Vreau să menționez aici că în momentul în care au înțeles crucea, în momentul în care au înțeles crucea, spune Pavel că iubirea lui Dumnezeu, care este așa de înaltă, așa de lată, așa de adânc, așa, că să înțelegem iubirea lui Dumnezeu care nu poate să fie înțeleasă. Cum poți să înțelegi ceva ce nu poate să fie înțeles? Iar sora îi spune că va fi știința veșniciei. Pentru veșnicie o să ne fundăm ochii în această știință și încă nu o să înțelegem că Dumnezeu a murit pentru noi. Vreau să vă spun, este o chestie care este foarte, probabil că o să fie foarte controversială și probabil că nu o să fiți de acord cu mine și nu cred că trebuie propagată, pusă mai departe, dar încerc să vă spun o experiență care este foarte grea de spus și din nou nu știu dacă am dreptate, s-ar putea să fie greșit, să n-am dreptate. Tatăl meu a fost un om foarte credincios, un om foarte dedicat lucrării și într-un anumit timp, mult în urmă, avea obiceiul să aducă Biblii în țară. Era un cunoscut, un frate din Iugoslavia pe vremea aia, care când el venea, de obicei el venea la noi, când mama sau tata se mai duceau în Sârbia și ascundea Biblii. Când venea ăla avea un Volkswagen, un van, și ascundea Bibliile sub mașină. Tata se mai ducea cu motocicleta și le băga în vârful atașului, avea motocicletă cu ataș, cine știe ce este aia, de acum 200 de ani. Așa, și aducea Biblie. Și ne mai venea poliția acasă. Îl mai chema pe tata la poliție, îl mai întreba, mai venea poliția acasă. Mi-amintesc, a venit poliția și zice, domnul Goaia, am primit informații că aveți Biblie în casă. Și aveam Biblie în casă, de că le aveam acolo. Și ce să faci? Să spui da, ai încurcat-o. Să spui nu, e minciună, ce să faci? Mama a început să plângă și noi eram în cameră acolo, cel puțin mi-amintesc că eu eram acolo. Și tata zice, care-i mă serviciul tău către polițai? Erau trei. Care-i serviciul tău? Și păi eu sunt ofițer de poliție, de securitate. Și ce trebuie să faci? Păi să văd dacă ai Biblie. Păi și atunci de ce mă întrebă pe mine dacă am Biblie? Dacă eu îți fac serviciul tău, trebuie să-mi dai salariul tău. Intră și caută, fă-ți serviciu să-ți meri salariul. Și stă ăla și se uită, nu ți-e frică? Nu mi-e frică. Deci înseamnă că n-are Biblie, hai să plecăm. Și au plecat. Și eu l-am întrebat, de unde ai știut tu să le răspunzi așa? Măi, n-am știut, dar m-am rugat să-mi dea Domnul înțelepciune. Ei, n-a trecut mult și a primit un telefon într-o noapte, din nou aveam Biblie. Venea băiatul ăla din Serbia de acolo
Nu vă spun numele, mi-amintesc numele. Mi-amintesc că venea și mi-aducea gumă de mestecat și îl întrebam, băi, mai ai gumă? Pe vremea aia era mare lucru, gumă de mestecat și Vegeta, dacă vă amintiți, în sfârșit. Și venea băiatul ăla și aducea Biblie și a primit tata un telefon în miezul nopții. Nu se știe cine, nici până în zi de azi n-am aflat. Domnul Goia, luați Biblie acum. Și pac, a închis telefonul. Le-a luat tata, le-a pus frumos, le-am dus la bunicu și la bunica la țară, care erau foarte aproape în afara orașului. Când ne-am întors acasă, stins lumina, era cam 3 dimineața, bate cineva la ușă, poliția. Și tata, aveți Biblie? Și vino și caută. Și așa ne-ai făcut data trecută. Acum venim. Au căutat în casă nimic. De câteva ori l-au chemat pe el la poliție și au spus, măi, oprește-te cu Biblie, oprește cu tare, că dacă nu, te vom termina. Și tata le spunea, măi, nu pot să mă opresc, că Dumnezeu m-a chemat să fac lucrarea asta și nu pot să mă opresc. Păi de ce? Și răspunsul lui era, și el întreba, măi, nu ți-e frică de ăștia, dacă te bat? Și tata spunea, măi, zice, Iisus a luat bătaie pentru mine. Ce onoare să iau și o bătaie pentru el? Și dacă te omoară? Lasă-mă că Iisus a murit pentru mine. Ce onoare, îți dai seama, nu oricine are onoarea asta. Și spuneam, băi, tată, dacă crezi, Dumnezeu poate să te scape. Și tata îmi spunea, băi, trebuie credință multă să crezi că Dumnezeu te scapă, dar trebuie credință și mai multă să accepți că Dumnezeu nu te scapă. Nu? Și acum vă spun partea care nu o să fiți de acord cu mine, nici eu nu sunt sigur că sunt de acord cu mine, împreună cu un grup de oameni și împreună cu un pastor care a fost un pastor extraordinar de dedicat, un om al Dumnezeu, un om bun, au clădit o biserică acolo. Povestea e lungă, nu o să intru în detalii, dar l-au chemat pe tata la poliție și i-au pus întrebări, cine a clădit, de ce a făcut asta, și tata n-a vrut să răspundă la nimic. Și atunci l-au lăsat în pace, așa cum am spus, povestea e lungă, ce s-a întâmplat, atunci l-au lăsat în pace să meargă acasă, l-au amenințat cu moartea, dar l-au chemat încoată mai târziu la poliție. L-au băgat într-o cameră, și discutau, dacă îl omorâm pe ăsta, știe tot orașul, facem martir. Dacă lăsăm ăsta, continuă mai departe cu Bibliile, trebuie să-l oprim cumva în timpul comunismului. L-au băgat într-o cameră și l-au închis în cameră, l-au lăsat singur. Dimineața s-au dus și au dat drumul, du-te acasă. Când a venit acasă, după câteva săptămâni a început să-i curgă sânge din nas, din ureche, din gură. L-am dus la doctor și a zis, ai leucemie limfatică cronică. Și tata zice, păi, cred că am tras niște benzină din rezervor de la mână. Nu, zice, nu, ai fost iradiat, ai fost iradiat. Noi nu știm ce s-a întâmplat, probabil că a fost altceva. Punctul este că, mi-amintesc că discutam cu el, e posibil ca poliția să te fie omorât? Da, nu știu și nu mă interesează. Și ne-am rugat, Doamne, te rog să-l scapi. Până acum ai făcut 1000 de minuni, l-ai scăpat de data aia, l-ai scăpat de data aia, l-ai scăpat de data aia, l-ai scăpat, te rog frumos să-l scapi. Și ne-am rugat și am avut credință, numai că n-am postit, mama a și postit. Nu că noi așa facem, ținem greva foamei să-l convingem pe Dumnezeu. Și numai că n-am postit. Postul nu este, frate, greva foamei să-l faci pe Dumnezeu să te audă. Postul este să-ți clarifici mintea, să-l auzi tu pe Dumnezeu și să accepți voia Lui. Postul nu trebuie să-l schimbe pe Dumnezeu, trebuie să te schimbe pe tine. Și m-am rugat și am fost foarte supărat cu Dumnezeu, așa de supărat că după ce a murit tata vreo 3 luni n-am vrut să mă rog. N-am vrut să mă duc la biserică, eram supărat așa că mi se umflase ficatul și mă durea stomacul. Și după ce a murit tata, mi-amintesc că înainte să moară, ne-am strâns în jurul lui și ne-am rugat. Și m-a rugat, Doamne, știu că Tu poți să faci o mine, te rog frumos, fă o mine, te rog frumos, te rog frumos, Doamne, știu că poți, te rog. Și tata a pus mâna pe mine și zice, amin. Zic, păi stai că n-am terminat. Zic, că am terminat eu, amin. Și pacea s-a rugat el, zice, Doamne, Tu știi cum e mai bine. Dacă Tu vrei să trăiesc, o să trăiesc în continuare pentru Tine. Dacă Tu vrei să mor, o să fie o secundă până la înviere și o să te văd față către față. Facă-se voia Ta. Dar te rog ca Tu să folosești viața sau moartea mea pentru onoarea Ta. Și după aceea, după ce s-a rugat, a stat puțin de vorbă cu noi, i-a spus lui mama, măi Jenny, zice, te rog să nu mai plângi. Noi avem o speranță, noi nu suntem ca lumea. Viața asta e trecătoare, viața asta este nimic. Viața asta e scurtă. Noi nu trăim pentru viața asta. Nu te uita în direcție greșită. Noi trăim pentru cer. Toți înaintea noastră, Avraam, Moise, toți au fost cu ochii pe țara aia. De ce am fi cu ochii pe țara asta? Pune-ți, măi, Jenny, ochii pe țara aia. Te rog să scrii pe piatră, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și chiar dacă pielea mi se va prăpădi, ochii mei îl vor vedea. Și știu că îmi va fi
binevoitor, pentru că știu în cine am crezut. După aceea, în vreo două ore a intrat în comă, l-am dus la spital și a murit. M-am întrebat, de ce n-a răspuns Dumnezeu? De ce n-a răspuns Dumnezeu? Mi-amintesc că am vorbit cu el înainte să moară și zic, băi, tată, de ce îngăduie Dumnezeu să mori? Și ce câteodată sub pomii mari nu mai crește nimic. Trebuie să tai pomii mari să mai crească și ai mici. Așa mi-a zis. Bine, n-am prea înțeles nimic, da, pe vremea aia. De ce ne-am luat vindecat Dumnezeu? Pentru că noi toți ne uităm ca Dumnezeu să mă vindece, Dumnezeu să mă ajute cu familia, Dumnezeu să mă ajute cu sănătatea, Dumnezeu să mă ajute cu serviciu, Dumnezeu să mă... De ce ăștia, oamenii ăștia care au fost în Biblie, tata nu-i ca Avram, bineînțeles, dar de ce ăștia care au fost în Biblie, Moise a renunțat la tot. Avram a renunțat la tot. Noi a renunțat la tot. Pavel avea un viitor briliant, a renunțat la tot. Nu zic că trebuie să renunțăm la servici. Băi frate, dacă ai un restaurant, te rog frumos să nu renunți și te rog să mă invii și pe mine să-mi dea o ciorbă bună și Domnul să te binecuvinteze. Okay. Nu trebuie să renunți, dar trebuie totuși să-L pui pe Dumnezeu primul. Trebuie să nu fie nimic deasupra lui Dumnezeu. Trebuie Dumnezeu să fie primul și apoi celelalte. Și dacă Dumnezeu spune mâine, trebuie acum să te duci în Africa, nu trebuie să comentezi, păi stai să vedem, să avem un comitet, să discutăm. Dumnezeu zice, cum a zis lui Avram, aduceți fiul jertfă. N-a fost niciun fel de comentariu, păi stai să mă rog, să mă gândesc. Niciun fel de comentariu, zice Dumnezeu, jump, bang, ai sărit. Adică când eram în armată, când zicea comandantul, fă-i cu tare, nu stăteam să mă trag cu el de șiretul, păi stai să avem un comitet. Yes, sir, bang, să trăiți, am înțeles. Nu există. De ce trebuie să ne tragem cu Dumnezeu de șireturi? Când Dumnezeu zice, fă-i cu tare, stai să vedem ce se întâmplă dacă fac. Dacă ai prioritățile drepte, dacă îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, nu e nicio problemă să-ți dai viața pentru El. De ce oamenii ăștia mari au fost dispuși să renunțe la tot și noi nu suntem dispuși să renunțăm la tot? Când vă spuneam că poate nu sunteți de acord cu ce v-am povestit, pentru că nu știe nimeni, adică numai Dumnezeu știe de ce a murit taică-meu. Sunt multe posibilități, alea nu sunt importante. Important este că ne-am rugat să se vindece și nu s-a vindecat. De ce au fost dispuși oamenii ăștia să moară pentru Dumnezeu? De ce? Pentru că au înțeles valoarea crucii. Și dacă nu suntem dispuși să renunțăm la totul, orice zice Dumnezeu să facem, orice zice Dumnezeu, fără comentarii să facem. Dacă nu suntem dispuși să-L punem pe primul loc, înseamnă că noi încă n-am înțeles ce Dumnezeu a făcut pentru noi. N-am înțeles crucea, adică Dumnezeu a murit pentru tine. N-am înțeles iertarea, n-am înțeles mântuirea, n-am înțeles viața veșnică, adică gândește, Dumnezeu îți dă veșnicia. Forever and ever, adică trăiești. Când avem 20 de milioane de ani, ne întâlnim și zicem, băi, ești copil, mă? Adică noi n-am înțeles că noi niciodată în istorie, în univers, în veșnicie, nu o să putem să-i plătim Dumnezeu înapoi o picătură din ce ne dă El. Și totuși ne e greu să renunțăm la un lucru mic. Înseamnă că noi nu am înțeles iubirea lui Dumnezeu. Că dacă am fi înțeles, niciun sacrificiu nu-i prea mare. Tocmai asta spune Sora White în Faptele Apostolilor. Spune așa, că ce ucenicii, când au înțeles crucea, știau că predicarea o să-i coste viața și totuși au fost dispuși să-ți piardă viața cu bucurie. De-aia, unii oameni, ascultați-mă cu atenție, îl experimentează pe Dumnezeu mai mult și unii mai puțin. Pentru că pe măsura în care ești dispus să te sacrifici și să-L lași pe Dumnezeu să te conducă, pe măsura respectivă Dumnezeu poate să lucreze. Și dacă tu nu renunți, Dumnezeu nu poate să controleze și să lucreze. Dacă vreți să vedeți puterea lui Dumnezeu, trebuie să fiți dispuși să renunțați la sine. Să renunțați la persoana, deci, o moarte față de sine. Vreau să trecem puțin mai departe, să facem progres. Nu m-am uitat la ceas când am început și trebuie să țin numai 50 de minute, dar probabil că m-am cel puțin încă 30. Nu? Îmi faci tu semn. Ok, bine. Cu 5 minute înainte ca să mă pregătesc. Ok. Scuzați-mă, trebuie să mai iau o gură de ceai. Asta deja am discutat, că pe măsură ce au înțeles cuvintele lui Hristos și moartea lui, atât de mult l-au iubit, încât niciun sacrificiu n-a fost dificil, prea mare, niciun sacrificiu n-a fost prea mare. Vreau să acum să trec la, de fapt asta era partea care urma de aici, de la slide-ul ăsta, în seara asta. Spune că ochii lui Dumnezeu se umblă pe pământ, se uită din nord în sud, din est în vest, se uită așa printre toți, în București, în Brașov, în România, în Germania, pe tot globul. Dumnezeu se uită pe tot globul, între miliarde de oameni și caută unul.
care este cu totul dedicat, fără rezervă, nu 99%, cu totul dedicat, care e gata să se predea cu totul, e gata să renunțe la tot, e gata să moară pentru el. Dumnezeu caută unul care e gata să moară pentru el. Și totuși Dumnezeu nu găsește unul. Zice, dăm un om și voi salva toată țara. Dumnezeu cu un om dedicat poate să salveze tot Israelul, poate să salveze tot globul. Vă dați seama, dacă noi toți am fi dispus să murim pentru Dumnezeu, nu înseamnă că Dumnezeu te cheamă să mori. Că Dumnezeu vrea de obicei o jertfă vie, că folosește un om viu mai bine decât pe unul mort. Dar dacă noi am fi dedicați cu totul, cum a fost Moise? Moise n-a fost un Superman care mânca superfood și mergea cu supercar și folosea superglue. Moise a fost un om ca tine și ca mine, un om normal. A fost un om normal cu probleme, cu nervi, s-a supărat și l-a omorât pe ăla. Avram n-a fost Superman, a fost un om normal. Ilie n-a fost Superman, a fost un om... Dar au fost dispuși să se dedice fără rezervă. Dacă Dumnezeu găsește un om care e dispus să se dedice fără rezervă, Dumnezeu poate printr-un om să salveze o țară. Spune sora White că zice, noi cerem rugăciuni, lucruri mici, pentru că n-avem încredere că Dumnezeu va răspunde ale mari și când cerem ne rugăm teim, adică așa, cu frică și cu... dacă nu se întâmplă, fără credință. Păi mă, frate, și zice, nu numai că ne rugăm rugăciuni mici fără credință, dar zice, ar trebui să așteptăm, ar trebui să așteptăm un răspuns și zice, dânsa, să ne bucurăm în credință că Dumnezeu deja a răspuns bazat pe caracterul și pe făgăduința lui. Păi mă, fraților, uite, vă dau un exemplu foarte simplu. Soția mea, îi place, lui Dana, îi place un anumit tip de parfumuri, nu orice parfum, ci că ăsta e prea dulce, ăsta e prea tare, ăsta e prea, lasă-mă în pace că nu înțeleg nimic, parfum e parfum. Nu, nu e așa. Și îmi zice mie, zice, îmi place... am și uitat cum se numește, vă dați seama ce s-ar trebui să știu, rușine, nu? Anyway, și îmi spune parfumul care îi plăcea ei și zic, când ți-l iau? Că zic, vreau să-ți iau și eu de ziua ta, ți-l iau înainte? Sau aștept până la zice, nu, când vrei tu, zic, uite, îți promit de ziua ta, ai parfumul. Băi, frate, m-am dus la magazin, la mall, să iau parfumul și am zis, îți promit de ziua ta, ai parfumul. M-am dus la mall și că e discontinued, nu se mai fabrică. Ăștia nu mai fabrică tot ce e bun, fabrică numai ce e rău, știi? Și zic, nu-i nimic, mă duc la alt magazin. Bă, mă aveți din altele de mai multe rezerve. Nu, e discontinued, nu se mai fabrică. Intru pe Amazon, nu mai e. Intru pe eBay, nu mai e. Vai de mine, am intrat în panică, i-am promis. Și zic lui Dana, mai, dacă nu-l găsesc? Și că, a, nu, dacă ai promis, tu-l găsești. Aoleu! Ce mă fac acum? I-am promis. Am căutat. Până la urmă am reușit să găsesc totuși unul pe Amazon care mai avea două parfumuri. Aoleu, frate, cerea $80 pe unul. Stai mă că nu-i aur. Și până la urmă ce să fac? I-am promis. Pot să comentez? Nu pot să-i spun. Știi ceva? E prea scump. Nu se spune așa ceva soției, îți dai seama. Și trimită lui ea mesajul. Îi zic, poți să-l dai cu 60? Nu. Poți să-l dai cu 70? Nu. Zic, băi frate, negociază și matale puțin, că ce nu, dacă îl vrei, sunt ultimele două. Zic, bine, dar zic, uite care-i treaba. Să ajungă pe 20 august. Dacă n-ajunge, o să regreți că ai făcut afaceri cu mine. Că zic, tu nu mă cunoști, eu sunt așa puțin, când mi-ai promis ceva, trebuie să te ții de cuvânt. Bine, plătesc, îi pun adresa, vine 20 august, mă duc la poștă, bucuros, poșta goală. Vai de mine, las că poate vin la 12, mă duc la 12, mă duc după amiază, mă duc la 4, a trecut ziua. I-am trimis mesaj că l-am trimis. Zic, nu mă frate, nu l-ai trimis, că uite n-a ajuns. Mă duc la Dana și cu ochii așa, pun pământ, umilit, modest, zic, Dana, vreau să spun ceva. Zice, ce? Zic, știi că am comandat parfum, dar nu a ajuns. Și stai liniștit. Zic, de ce? Vine, îmi dă un hug, mă pup așa și zice, te cunosc pe tine. Zice, tu nu o să ai pace până nu-l aduci. La, nu vine azi, vine mâine. Sunt sigur că l-am. Aoleu, zic, ce mă fac? Mă gândeam că ți-au altul. Nu, eu știu că dacă ai promis pe la mi-l aduci. Am intrat frumos pe internet, am trimis să-l iau un mesaj. Băi, ți-am promis că dacă nu îl trimiți, ai necazuri. Dăm pe șeful tău. Am aflat numărul, am sunat, vorbesc cu general manager de la shop-ul ăla micuț și zic, băi, mi-a promis parfumul, mi l-a promis pe 20, uite, asta este istoria de texte, acum, pentru că nu mi l-a trimis, te rog să-mi trimiți două și banii înapoi și $100 cadou. Zice, păi nu facem așa ceva, zic, cum adică? Uite, ai scrisul, dacă nu, o să plătești pentru asta. Zice, băi, uite, ți le trimit pe amândouă, overnight, adică peste noapte primești mâine, fără să te chargi pentru shipping
Și 50 de dolari. Zic, ok, accept numai 50. M-am dus la Dana și zic, știi care e treaba? N-a venit azi, dar vin mâine două. Și că, ți-am spus eu? Păi zic, de unde știai? Păi te cunosc pe tine. Ați înțeles ce am vrut să spun? De ce nu ne bucurăm și noi când nu se întâmplă ceva? Lasă-mă, stai liniștit că te cunosc pe tine. Pentru că noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă noi am înțelege caracterul Lui, când Dumnezeu promite ceva, frate, poți să strigi de bucurie, că Dumnezeu nu minte. Dacă a promis, e cel mai sigur lucru din univers. Dacă Dumnezeu a promis, ăla îl ai. De ce ne îndoim când ne rugăm? Ne e teamă să cerem lucruri mari? Ne e teamă să avem încredere? Ne e teamă să ne predăm cu totul? Dacă mă predau cu totul, ce se întâmplă cu mine? Ne e teamă pentru că nu avem încredere în El. Avem încredere în noi mai mult decât în El. Și de ce nu avem încredere în El? Pentru că nu-L cunoaștem, fraților. Că dacă L-am cunoaște cum mă cunoaște pe mine soția, dacă L-am cunoaște pe Dumnezeu, ne-am bucura în loc să ne îndoim. Noi nu avem o relație, avem teorie, dar nu avem relație. De-aia spune Iisus, nu vă cunosc. Păi Doamne, stai puțin, ne-am dus noi la biserică, n-am mâncat tofu, n-am ținut chiar meeting, am făcut Sabbath School, am cântat la cor. Ce, da, dar nu vă cunosc. Nu există relație. Credința nu este, frate, numai formele. Formele sunt bune, dar relația cu Dumnezeu, relația. Cât timp petreci cu Dumnezeu în studiu și în rugăciune? Pentru că prin cuvânt îl cunoști pe Dumnezeu, nu? Cât timp petreci? În momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, nu mai ai nicio problemă să te încrezi în El, nu mai ai nicio problemă să te predai, nu mai ai nicio problemă să sacrifici totul, pentru că știi că El a zis, căutați mai întâi și promit că celelalte vi se vor da. Nu ai nicio problemă să dai tot. Mi-amintesc când s-a făcut construcția acolo, când eram eu mic și tata, ia tata la mama, dragă, câți bani mai avem în casă? Și mama i-a spus și luase banii de la stupi pe miere, erau cam mulți, de la 85 de stupi, câți bani mai avem? Atâta. Și tata zice lui mama, dă-i toți. Și mama zice, dragă, și eu îl iubesc pe Domnul, dar nu trebuie să ținem și noi 3, 4, 5 mii de rezervă, dacă se întâmplă ceva. Ce nu, ce Domnul ne-a dat, ce tu n-ai văzut cât de mult le-a dat, dă-i toți că mâine ni dă iar. De ce spunea dă-i toți? Eu nu vă spun să-ți dați bani, eu nu v-am cerut acum, hai să facem o colectă, ar fi o idee bună acum după chestia asta, nu? Dar nu am spus asta. Punctul este altul. Când îl cunoști pe Dumnezeu, n-ai nicio problemă când este o nevoie, când Dumnezeu spune în inimă o lucrare, când Dumnezeu te cheamă să faci ceva, ca lui Avram, a adus copilul sacrificiu. Zice, Dumnezeu va purta de grijă. Yahweh Aire, Dumnezeu va purta de grijă. Nu trebuie să mă consum eu. Dacă Dumnezeu zice să fac, fac asta și am încredere în El. Căutați mai întâi și celelalte lucruri, aveți încredere în Dumnezeu. Vreau să trecem puțin mai departe, pentru că timpul este foarte scurt în seara asta. Să te sacrifici cu totul. Uite ce spune paragraful ăsta. Nu există nicio limită. Gândiți-vă la cuvintele astea. Nu există limită. Cât de mult înseamnă dacă e fără limită? Cât de mult? Cât de mult e dacă e fără limită? Cât de mult? Fraților, ați adormit? Infinit! Nu există limită la cât de mult poate Dumnezeu să folosească un om. Nu există limită, adică Dumnezeu poate să schimbe o țară, mă frate, Dumnezeu poate să influențeze. Mi-amintesc în biserica mea dinainte să fi fost chemat unde sunt acum, în biserica pe care am avut-o, când le-am spus, măi fraților, nu există limite. Vine unul la mine și că am putea noi biserica asta să schimbăm globul? Și eu îi zic, aia puțin cam mult. Păi că n-ai zis, matale, că nu există limite. Nu există limite la cât poate Dumnezeu să folosească pe unul care e dispus să renunțe la sine și să lase Duhul Sfânt să-i conducă inima, să se consacre cu totul, fără rezervă. Deci de ce nu face Dumnezeu lucrări? Pentru că noi nu renunțăm la sine și nu ne consacrăm cu totul, să lăsăm pe Duhul Dumnezeu să ne conducă, să umblăm cu Dumnezeu. Nu mă refer numai la lucruri mari, mă refer la lucruri de toată ziua, pentru că spune Soroaita acolo că Dumnezeu ne cheamă la experiențe mici. Că unii oameni zic, când avea și eu o experiență mare ca matale, atunci, lasă-mă, frate, Dumnezeu te cheamă la experiențe mici și când ești credincios și l-asculți și te încrezi în El, atunci vezi cum lucrează și atunci îți dă mai mari și Dumnezeu te dezvoltă. Fii credincios în lucrurile mici, în lucrurile zilnice și atunci Dumnezeu te dezvoltă. Vreau să vă dau un exemplu. Discutam cu unul dintre pastorii de la o academie adventistă, nu vă spun numele și locul, și zice, frate Pavel, deci am încercat și eu, nu numai să mă trezesc dimineața de vreme. Deci la început mi-am pus ceasul să mă trească pe la 4:30, 5,
Și ce la început era cam greu, dar de când mă rog și studiez, în fiecare dimineață îl rog pe Domnul: Doamne, unu, te rog să mă umpli cu prezența ta, să nu mai îmi fac planurile mele, ci să depind de tine, să te ascult pe tine, să mă predau ție, să mă conduci tu azi. Doi, dacă e cineva în nevoie, sunt atâția oameni acum cu stres, cu economia asta, cu virus și cu războaie, sunt atâția oameni cu divorțuri, cu boli, cu diabet, Domnul știe, atâția oameni stresați. Dacă e vreunul stresat, dacă e vreunul nevoie, te rog să mă folosești ca un creștin, ca Iisus, să fiu o binecuvântare, să aduc mângâiere, să arăt caracterul lui Hristos. Te rog, folosește-mă. Trei, Doamne, ajută-mă ca în tot ce fac, prin purtare, prin vorbire, să-L reprezint pe Iisus. Te rog, ajută-mă. Și mi-a spus pastorul ăsta, de când mă rog așa, mă trezesc dimineața, mă rog, studiez și apoi îmi predau ziua lui Iisus, de când mă rog așa, zice, am început să am și eu experiențe. Și ce, nu în fiecare zi, dar o dată la 2, 3, 5, 10 zile, Dumnezeu îmi pune pe cineva în față, care înainte nu-i vedeam pentru că eram prea focalizat pe problemele mele, prea ocupat, trebuie să fac asta, trebuie să fac asta, trebuie... și nu vedeam, eram orb. Dar acum, când te rogi, Doamne, deschide-mi ochii, ai grijă că Dumnezeu o să-i deschidă. Și uite, am văzut oameni necazi și mă opresc, stau de vorbă cu ăla, mă rog pentru ăla. Și zice, mă rugam așa și conduceam. Probabil că m-ați auzit vreodată spun experiența asta, aici conduceam și era zăpadă. Era pe I-94, Interstate I-94. Păi frate meu, când conduci pe acolo prin Michigan, iarna nu ninge decât toată, dar durează 6 luni. M-ați înțeles? E ca în Chicago, bate vântul numai de 2 ori pe an, 6 luni înspre vest și 6 luni înspre est. Deci când ninge, sunt munți de zăpadă. Și zice, conduceam prin zăpadă, ningea de 3 zile și de 3 nopți, zice, era zăpada, zice, degeaba o dădeau la o parte, într-o jumătate de oră era pusă la loc. Treceau plugurile, camioane, de la o parte, într-o jumătate de oră era la loc. Zice, conduceam și mă rugam, Doamne, folosește-mă astăzi. Vreau să fiu condus de tine. Nu mă uit după lucruri mari, vreau atâta. Să știu că dacă tu zici, eu ascult. Și ce Dumnezeu, zice, de când mă rog așa, a început să lucreze. De când mă uit pe mine și mă fac folositor. Ce Dumnezeu m-a impresionat în minte, așa am simțit îndemnul, să mă uit la dreapta. Și m-am uitat la dreapta. Și am zis soției, era să-i spun numele, zice, dragă, am văzut un bump, adică o, cum se zice, mogâldă, cum se zice? Movilă. Am văzut o movilă pe câmp albă. Și nevasta zice, băi, frate, tot câmpul are movilă și tot câmpul e alb. Zice, nu, zice, Dumnezeu m-a îndemnat să mă uit și am văzut. Zice, că nu, măi, zice, ai mâncat prea multă pizza noaptea trecută, de-aia e mintea ta. Zice, nu, că dacă era mintea mea, nu spune așa. Omul s-a dus până la locul unde n-ai voie să întorci pe interstate, pentru că acolo întorci numai mașină de pompieri și de poliție. A întors înapoi, s-a dus la exitul următor, a întors înapoi. Apoi a mers încet, departe pe câmp, departe. A văzut movila albă, a parcat mașina pe shoulder, pe dreapta, a pus avaria și apoi a luat-o pe câmp. A mers. Când ajunge acolo departe, era un om bătrân, părul alb, halat alb, căzut și ninsese peste el, zăpadă peste el. Avea la mână o brățară, cum avem noi așa toți ăștia, aici, și scria numele lui. Și pe spate scria Alzheimer's. Omul avea Alzheimer's, a plecat de la, cum se numește, casa de bătrâni, să se ducă acasă, a luat-o peste câmp și a uitat cum să se ducă acasă, că nu are memorie, a uitat. Și omul s-a obosit, a căzut, a nins pe el, a înghețat. Fratele nostru l-a luat frumos în brațe, a fugit cu el la SUV, la mașină, l-a pus în mașină, a fugit la primul spital și doctorul i-a spus, băi, dacă mai erau câteva minute, era prea târziu, ei salva viața. Doctorul a sunat la fica bătrânului, fica bătrânului vine și zice, ce mă bucur că n-ai dat cu mașina peste el. Și ăsta zice, cum era să dau cu mașina peste el? Că zice, era pe câmp. Păi ce, cum l-ai văzut? Că dacă era în stradă, n-ai dat peste el. Dacă era lângă stradă, îl vedeai. Dar pe câmp, zice, că era pe câmp căzut și acoperit cu zăpadă. Cum l-ai văzut? Zice, că nu pot să spun că crezi că sunt nebun. Nu, spune-mi. Păi ce, mă rugam ca Dumnezeu să mă folosească, să mă fac o binecuvântare. Și Dumnezeu mi-a inspirat și mi-a zis, uite la dreapta și m-am uitat. Ce, wow, Dumnezeu vorbește cu tine. Da. Și ești profet? Nu, sunt om de business. Nu ești nici măcar pastor, dar profet. Ce, vreau să mă botez la voi. La ce biserică mergi? Păi ce, da, dar noi nu ne închinăm sâmbătă, duminica, noi ne închinăm sâmbătă. Ce, nu contează, ce zi vă închinați, mă închin și eu. Și da, dar noi nu mâncăm porc. Nu contează, mănânc și eu ce mâncați voi. Nu i-a spus tofu, că cine știe, poate să răzgândea. Poate să răzgândea omul. Zice, noi nu mâncăm porc. Și că nu contează. Păi, dar de ce vrei, mă, femeie, că tu nu știi ce credem noi? Nu mă interesează ce credeți. Dar atunci de ce vrei? Pentru că tu ai o relație reală cu Dumnezeu și ceilalți n-au decât teorie. Zice, la voi,
Dumnezeu este adevărat. La voi Dumnezeu este real. Ceilalți n-au decât o teorie. Când oamenii văd prezența lui Dumnezeu reală în viața ta, oamenii sunt atrași. Oamenii nu sunt atrași, frate, de mine sau de tine sau de tine. Oamenii sunt atrași de Dumnezeu. Și când umbli cu Dumnezeu, oamenii sunt atrași. Altfel nu. Altfel vin la biserică și pleacă. Nu mai vin a doua oară. În sfârșit, mă uitam, ok, 10 minute, bun. Ce trebuie noi să înțelegem este că o viață de umblare cu Dumnezeu e o viață în care în fiecare zi te predai. Asta nu este o lucrare de o zi când te botezi. Sora îi spune că predarea, surrender, așa zice dânsa, e o lucrare zilnică de o viață. O lucrare zilnică se întâmplă în fiecare zi, de o viață întreagă. Adică trebuie să te predai Dumnezeu în fiecare zi, nu numai când te botezi. Acum aș vrea să trecem mai departe, în sfârșit. Ce v-am spus de ucenici? Că s-au umilit, s-au pocăit, s-au unit, au fost una, s-au rugat pentru Duhul Sfânt, au repetat învățăturile lui Iisus și profețiile. Când Duhul Sfânt le-a iluminat mintea, a venit, le-a iluminat mintea, au înțeles crucea și partea următoare, au fost gata să sacrifice totul și n-au mai putut să țină în ei. Au primit bucuria asta, vestea bună, au spus-o tuturor. Și spune Solait, care a fost, zice, chiar așa e cuvântul, zice, great was the result, măreț, mare, glorios a fost rezultatul. Și spune dânsa, zice, mii s-au botezat în fiecare zi. De ce nu avem noi mii să se boteze în fiecare zi? Pentru că nu înțelegem fazele astea. Pentru că nu trăim fazele astea care le vedeți pe ecran. Rugați-vă pentru darul limbilor ca să înțelegeți engleză. Ok. Despre asta am discutat, deja am menționat. Vreau să vă dau câteva exemple. Fratele, nu știu dacă zic numele Aurel de la Uniune, așa este, e corect, Aurel Neațu, n-am dreptate. V-a dat un paragraf, uite aici paragraful, care dânsul a spus din memorie, puteți să-l citiți. Dacă ai o apreciere a sacrificiului de pe cruce, atunci orice alt interes este subordinat interesului de a salva suflete. Aceeași intensitate de a salva pe păcătoși care a fost în viața lui Iisus va fi în viața urmașilor lui. Creștinul nu va mai avea nicio dorință să trăiască pentru sine. Se bucură să consacre totul în serviciul masterului. Este mișcat de o dorință de neexprimat de a câștiga suflete. Aceia care n-au această dorință ar trebui să fie îngrijorați pentru mântuirea lor. Când îl iubești pe Iisus și când înțelegi crucea, nu numai că ești gata să sacrifici tot, dar te doare de vecinul tău. Dacă nu te doare de vecin, poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu. Spui degeaba. Vreau să vă dau exemple de oameni care și-au consacrat totul. Nu, să sărim puțin. Să sărim puțin peste asta. Vreau să mă duc, nu știu cât mai avem timp, la prezentarea din care trebuia să fie în seara asta. Trecem frumos la pionieri. V-am spus că ucenicii, spune în cartea Faptele Apostolilor, că s-au umilit sau cunoașteți pașii. Acum, sora Oai, dacă vă duceți, spune într-una din scrisori trimise la conferința generală, de asemenea în Selected Messages, de asemenea în câteva cărți, spune că ce pionierii Bisericii Advente, și e foarte interesant, câți dintre dumneavoastră au fost în Maine, pe stânca unde au stat și au așteptat Miller și toți aia a doua venire? A fost cineva acolo? N-a fost nimeni. Sau nu vă văd? Ok. Am fost acolo. Fraților, este extraordinar. Vedeți bisericuța aia veche din 1844, din octombrie, deci veche, o bisericuță mică, veche, cu stensilele lor, cu pozele lor, cu toate alea. Apropo, de ce credeți că sunt toți în poze bătrâni? Și sora Oai și... Pentru că ei, adică aveau 17, 18, 19, 20 de ani, erau toți tineri. De ce credeți că în poze sunt bătrâni? Pentru că pe timpul dânșilor nu se făceau poze. Poza s-a inventat mai târziu. De-aia. Dar când i-a chemat Dumnezeu, erau toți tineri. Auziți ce scrie aici? Închideți telefonul. Că dacă vă cheamă Dumnezeu, poate să vă cheme fără telefon, nu vă sună. Așa. Să trecem înapoi. Deci, am fost pe stânca respectivă. Am fost acolo. E așa de mișcător, e așa de impresionant. Când am ajuns acolo, este o stâncă dreaptă, pe vârful muntelui, dar nu este să fie așa, o stâncă. E așa că cum e platforma asta, e o stâncă lungă așa și extrem de mare, mai mare decât toată suprafața asta, are ceva găuri aici acolo și pe stânca aia, când se termină stânca, începe să fie iarbă și coboară dealul sau muntele,
că nu e nici dealul, nici munte, e între ele, coboară și departe urcă altul și se văd pădurile. Acolo, pe stânca aia, s-au strâns și așteptau toți cu ochii spre cer în noaptea aia din octombrie 1844, așteptau și cântau. Și m-am uitat la cartea lor de cântări, cartea lor de cântări veche. Am fost în bisericuța aia cu soba aia veche în spate, cartea avea numai cântări de a doua venire, nimic altceva, numai cântări de a doua venire. Cu cărțile alea în mână, stăteau pe stânca aia, se uitau la cer și cântau și așteptau. O să-L vedem pe Iisus, o să vedem o palmă mică, după aceea mai mare, după aceea vedem glorie, după aceea vedem corurile de îngeri și așteptau pe stâncă. S-a făcut 11, s-a făcut 12, s-a făcut 2, s-a făcut și dimineața, a venit dimineața. Imaginați-vă dezamăgirea prin care au trecut. Când se botezaseră peste o jumătate de milion, se așteptau la predicarea lui Miller, așteptau a doua venire și când Iisus n-a venit, ce spune acolo în istoria adventă, ce s-a întâmplat? Marea majoritate au plecat și au rămas un grup foarte mic, au rămas ca ucenicii, au rămas o mână de oameni. Mâna asta de oameni, spune sora White așa, și-au dat seama că ei n-au nicio putere să schimbe situația, să crească biserica, n-au nicio putere să înțeleagă Biblia și profețiile și s-au plecat înaintea lui Dumnezeu și spune dânsa că s-au umilit cu totul și au zis, Doamne, nu înțelegem! Nu știm de ce, nu știm ce s-a întâmplat, n-avem nicio putere, suntem disperați, s-au umilit și s-au rugat, deci așa, deci s-au pocăit, spune dânsa, de tot, zice, dacă este ceva între noi și tine care te oprește să ne răspunzi, ne pocăim și ne consacrăm cu totul. Și apoi spune că s-au rugat ca Duhul Sfânt să le lumineze mintea, să înțeleagă ce s-a întâmplat. De ce n-a venit Domnul noaptea aia? Și apoi spune dânsa, foarte interesant, că este o paralelă între ce au făcut ucenicii în camera de sus și ce au făcut pionierii Bisericii Advente. Este o paralelă foarte, foarte apropiată. Spune că au repetat învățăturile lui Iisus, profețiile și sanctuarul. Vă amintiți că și ucenicii repetaseră învățăturile lui Iisus? Au repetat astea, zice că s-au rugat pe Duhul Sfânt și Duhul lui Dumnezeu a venit, le-a iluminat mintea și spune dânsa că au înțeles ce s-a întâmplat în sanctuar. Și apoi, foarte interesant, când au înțeles ce s-a întâmplat în sanctuar, zice, soro, aici au înțeles crucea. Și spune dânsa că au fost așa de copleșiți când au înțeles că Iisus, de fapt, a murit pentru fiecare în parte, că s-au consacrat cu totul predicării Evangheliei și toți pionierii au fost gata să sacrifice totul. Observați paralela? Acum eu vă întreb, câți dintre noi suntem gata să sacrificăm totul? Și foarte interesant, spunea dânsa că trebuie să ne rugăm, vorbea cu ei, pentru ploaia târzie. Și spune că au vă dau porțiuni în paragrafe, au predat totul fără rezervă și ce a fost un spirit de consacrare și dedicare, cum nu este astăzi. A fost un spirit de dedicare, cum nu este astăzi. Erau gata să sacrifice totul. Zice, de ce nu este astăzi? Zice, dorința de a fi ca lumea și lipsa de dorință de a ne sacrifica, de a suferi pentru Dumnezeu. Dorința de a fi ca lumea, cine nu vrea să fie ca lumea, frate? Și lipsa de dorință de a suferi pentru Dumnezeu. Cine vrea să sufere pentru Dumnezeu? Hai, cine vrea să sufere? Dacă, nu? Hai că vă producem noi suferință, dacă vreți, nu? Noi n-am înțeles încă, spune sora White, n-am înțeles astăzi ce înseamnă iubirea de Dumnezeu. Noi vorbim de Dumnezeu, dar nu suntem dispuși să suferim pentru El. Sora White trimite o scrisoare către conferința generală și către toți membrii adventiști. Câți membri adventiști erau prin 1850? Cine știe? Istorie. Câți membri adventiști erau prin 1850-1860? Câți erau? Vreo 2500 pe tot. Deci astea erau toți, pe tot globul, 2500. Mai mult sau mai puțin? Nu este precis numărul. În jur de 2500. Le-a trimis o scrisoare la toți și în scrisoarea care a trimis-o James White și cu Ellen White, James White a scris articole în Semnele Timpului, iar sora White predica. Le-a spus așa, că zice, trebuie să ne pocăim, trebuie să ne umilim, trebuie să renunțăm la sine, trebuie să renunțăm la tot ce ne ține de parte de Dumnezeu, trebuie să-L punem pe Dumnezeu primul loc cu studiu și rugăciune și apoi spune ce trebuie să înțelegem crucea ca să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe viața noastră. Și apoi ce dânsa, ce mai mult decât orice, trebuie să primim revărsarea ploii târzii, pentru că fără revărsarea ploii târzii, noi niciodată nu o să evangelizăm lumea. Cum vă imaginați că 2000 de oameni puteau să evangelizeze tot globul? Este absolut imposibil, absolut imposibil. Dacă luăm 2000 de oameni de adventiști din România și vă spun să evangelizați globul, nu putem să evangelizăm nici măcar România, dar globul. Și dânsa spune, așa cum ploaia timpurie a ajutat ucenicii
în 30 de ani, ce chiar așa, ce într-un timp scurt să facă ce n-ar fi făcut ei într-o viață, așa avem nevoie după la târzie să încheiem lucrul. În momentul în care au început să predice chestia asta, că trebuie să primim Duhul Sfânt, spune Sorai că biserica a început să se roage, începând cu conducătorii, începând cu uniunile, conferințele, au început să se roage pentru revărsarea Duhului Sfânt. Și spune dânsa că erau în meetings, grupuri mici, și se rugau pentru umilință, pentru pocăință, pentru revărsarea Duhului Sfânt. În momentul în care au început să se roage, citiți acolo în Testimonies, volumul 1, zice că Dumnezeu a trimis îngeri. În momentul în care biserica s-a pocăit și s-a rugat și a fost unitate și în sfârșit biserica s-a pocăit, Dumnezeu a trimis îngeri în toată lumea să pregătească lumea pentru primirea adevărului și pentru sfârșit. Ce Dumnezeu ar fi putut veni atunci. Ce s-a întâmplat? Că ei au început să se roage. Au început să se roage în octombrie-noiembrie 1856 și s-au rugat câte luni? Cine știe? 5 luni, frate, uite, vă arătam cu mâna asta, speram să vedeți. Au început să se roage în octombrie-noiembrie 1856, s-au rugat până în martie-aprilie 1857. Foarte interesant că în martie-aprilie 1857, spune dânsa că au început să încetinească cu rugăciunea, au început să încetinească, au fost mai puțini și au spus, nu se întâmplă nimic, nu mai mă duc, ne-a rugat de atâta timp, nu s-a întâmplat nimic, n-a venit ploaia târzie, nu mai mă duc. Prin mai, erau numai o grupă, prin iunie-iulie nu mai era nimeni la rugăciune. Când ei au început să se roage, uite ce spune aici dânsa, Dumnezeu a trimis îngeri să pregătească lumea. În timpul ăla, în New York, ăsta e un om de business, Jeremiah Lampier, omul ăsta s-a dus în parcul central, în centru, omul ăsta a înființat Bible Society, societatea biblică în New York. Asta e statuia lui, dacă vă ceți în New York, o vedeți în fața parcului central, în fața clădirii de Bible Society. Omul ăsta a pus o plancartă la intrarea în parc și a zis așa, de la 12 la 1 rugăciune pentru revărsarea Duhului Sfânt. Toți sunt bineveniți, toți sunt welcome. Câți credeți că au venit în prima zi? 6 oameni. Nimic. A doua zi 10 oameni. A treia zi 15 oameni. Puțin. După o săptămână de rugăciune, a căzut economia, a căzut sistemul bancar, a fost un colaps, o cădere totală economică, un meltdown, cum zic ăștia, adică s-a făcut praf toată economia. În ziua următoare au venit peste 10.000 la rugăciune. Când oamenii trec prin criză, oamenii au tendința să-L caute pe Dumnezeu. Când e bine, nu-L caută, n-au timp. Când trec prin criză, prin cancer, prin COVID, printr-un accident, atunci se roagă. Doamne, fie-ți milă de noi! Ziua următoare, după ce a căzut economia, 10.000 de oameni au avut la rugăciune. Ziua următoare, 50.000. Ziua următoare, 100.000. S-au umplut de ei, s-au botezat în decurs de, să zicem noi, un an și jumate, 1.400.000 s-au convertit. 1.400.000. În momentul în care ăștia se roagă, Dumnezeu a început să lucreze în lume. S-a înspăspândit din US, spune istoria, în Canada, în Brazilia, în Chile, în Anglia, în Europa Centrală, în Europa de Est, în Europa de Sud, a trecut în Africa, Africa de Nord, Africa de Sud, India, Australia, Noua Zeelandă și China. Deci s-a răspândit în toată lumea. Dumnezeu a trimis îngeri în toată lumea să pregătească lumea că vine Domnul. Și apoi zice așa, zice, frații noștri n-au văzut rezultatele și au încetinit și s-au oprit și nu s-au mai rugat. 1. 2. În același timp, guvernul a oferit pământ, land. Dacă faci o fermă, îți dăm cât vrei. Păi eu vreau 2000 de hectare. Eu vreau 500 de hectare. Dacă faci o fermă, cât vrei. Guvernul a oferit pământ pe degeaba în America. În al treilea rând, în California s-a descoperit aurul. Toată lumea, hai să culegem aur. În al patrulea rând, au venit mai multe vapoare cu imigranți care erau mână de lucru ieftină. Și spune dânsa că frații noștri au fost atât de distracted, atât de li s-a atras atenția cu land, să pornească ferme, că ce au lăsat rugăciunea, s-au apucat de altele. Și apoi spune dânsa așa, ce Duhul Sfânt și ploaia târzie începuse să lucreze, redeșteptări începuse să aibă loc, Iisus era gata să vină. Dar ce noi nu am fost vrednici pentru că am avut alte priorități și din cauza asta Domnul n-a venit. Frații mei, timpul meu cred că este gata. Doamne ajută! Timpul meu este gata. Trebuie să ne oprim aici, o să continuăm dimineața și sperăm că terminăm asta. Să mă rog sau să roagă altcineva? Haideți să ne rugăm împreună. Tată din cer, noi
Noi suntem vinovați că, deși zicem că te iubim, avem alte priorități. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem crucea. Ajută-ne, Doamne, să te punem pe primul loc pe tine. Ajută-ne să nu fim, să nu ni se distragă atenția la alte lucruri, ci să te punem pe tine, să înțelegem că Domnul vine, să ne uităm la semnele din prejur, să înțelegem că Domnul vine curând. Să te punem pe tine pe primul loc, onoarea ta, lucrarea ta, studiu, rugăciunea, consacrarea. Și apoi să ne încredem în tine. În numele lui Iisus te rugăm și îți mulțumim. Amin.